Sunt Melania Medeleanu și susțin Galateca pentru că e un spațiu care aduce frumusețe în viețile oamenilor. Cred că Bucureștiul este un loc în care îți permiți să aduci idei inovatoare din punctul ăsta. Nu neapărat că te încurajează statul, să ne înțelegem, dar există foarte multe inițiative private și foarte mulți oameni creativi care reușesc să găsească mereu câte o breșă și să se strecoare. Și da, mie mi se pare că Bucureștiul e o provocare permanentă, e o luptă permanentă să faci bine, să faci lucruri frumoase, dar cu atât mai prețioase sunt lucrurile astea când ies la lumină și când pătrund prin zidul ăsta al birocrației sau ce mai fi el. De regulă, ce mă scoate din căsuța de confort nu e inițiativa, ci mai degrabă nedreptatea. Atunci când ceva mă tulbură, când ceva mi se pare complet nedrept, abia atunci fac pașii din căsuța mea în care sunt foarte relaxată și foarte bine și îmi spun, bun, dar eu pot să schimb ceva aici. Dacă simt că pot să schimb ceva într-un punct, asta mă motivează foarte tare și mă face să merg mai departe. Primul proiect social în care m-am implicat cu tot sufletul a fost After School-ul Social de la Clinceni. E un proiect care a început cu 17 copii și care, iată, astăzi, 8 ani mai târziu, are 120 de copii și încă funcționează și mă bucur foarte tare că funcționează fără mine. Și pe de altă parte, sigur, prin venele mele curge Magic Camp, proiectul care m-a schimbat. Cred că notorietatea poate să fie un element important atunci când bați la o ușă, dar asta nu înseamnă că ușa se deschide strict datorită notorietății. Cred că ce te ajută după ce ai pătruns dincolo de ușă să rămâi acolo și să stai de vorbă cu oamenii e mai degrabă credibilitatea și nu notorietatea. Nu contează cât ești de cunoscut, contează cât de mult te cred oamenii. A fost foarte interesant în momentul în care am primit această propunere. Gândește-te tu la afacere, da, la cineva pe care să-l promovezi. Și prima dată m-am gândit, bine, dar nu mă prea pricep la antreprenoriat, nu știu foarte multe inițiative, dar mi-a venit în minte totuși Galateca și cred că sunt două lucruri la care m-am uitat cu atenție. Odată să fie o idee valoroasă și doi, să fie un om în care cred și pe care îl cunosc și pot să spun cu mâna pe inimă, e în regulă, merită să-l sprijin pe omul ăsta. Andreea spunea foarte bine, ea este un om extrem de creativ și face o mulțime de lucruri. Galeria asta ia multe premii și face așa de multe evenimente senzaționale și prea puțină, mai puțină lume decât ar trebui știe despre proiectele de aici. Și e păcat. Așa cum descria ea foarte bine, Andreea spunea, e un loc în care poți să intri și în picioarele goale. Nu trebuie să fii aranjat la patru ace. E un loc deschis, care combină foarte, foarte multe lucruri pe care nu te aștepta să le vezi combinate. E deschis. E deschis. Și mie mi se pare important ca arta să fie deschisă către un număr cât mai mare de oameni. Pentru că dacă o ții într-un spațiu care are acces redus sau e foarte, foarte nișat, atunci, da, se va adresa și va bucura mult mai puțin oameni decât ar putea să bucure. Sunt Andreea Sandu, coordonatorul și fondatorul Galeriei de Artă Contemporană și Design Galateca. Galateca există în forma actuală de aproape 6 ani. Suntem galerie de artă și design cu ce înseamnă asta, adică avem artiști pe care îi vindem, îi promovăm, le facem expoziții și așa mai departe. Sunt antreprenor din totdeauna. Cred că a fi antreprenor e o stare de spirit. Cred că există o tipologie de oameni care nu pot fi altceva. Eu sunt unul dintre neliniștiții sau aleșii. Nu știu.
Ideea de Galateca a fost ideea mea, dar numele a fost moștenit, pentru că Galateca se află în Biblioteca Centrală Universitară, care, după cum bine știți, a fost distrusă la Revoluția din 1989, iar după ce a fost renovată, au decis să facă și un spațiu cultural altul decât cel principal de bibliotecă. Și au creat un spațiu, care nu este neapărat acesta, pentru că noi l-am redefinit inclusiv structural, care se numea Galateca, acronim de la Galeriile Ateneele Cărților. Și cumva a fost, după anii aceia de criză, din 2007-2008-2009, cumva s-a creat așa o atmosferă efervescentă pe creație. Efervescentă. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru mine și ceva ce să mă bucure în fiecare zi și mi-a venit ideea să fac un business creativ. În afară faptului că a fost nevoia mea, mi-am dat seama, am conștientizat din punct de vedere al business-ului că sunt foarte mulți oameni ca mine care au călătorit mult și care își doresc așa ceva lângă casa lor. Am încercat permanent să creăm comunități și să sprijinim ideea de expoziții în care să lucreze mai mulți artiști împreună, în care să creăm lucruri împreună, pentru că eu nu cred că într-o lume atât de interconectată individul în sine poate să fie, nu știu, să aducă o singur plus valoare. Și tocmai de asta am încercat mereu să punem oameni cap la cap care să scoată dintr-o idee ce e mai interesant. Cum e și expoziția de acum, e prima dată când avem o expoziție cu 46 de oameni total diferiți, români și germani. Cumva nebunit de genul ăsta. Încercăm să facem pe parte creativă și au ieșit proiecte super premiate, adică am luat premii internaționale despre care puțină lume știe, dar cumva bucuria este de a reuși în 6 ani să ne menținem și să avem oameni cu care, uite, ne susțin și ne tot, nu știu, ne încurajează. E important. Trecusem pe lângă Galateca de nenumărate ori, dar mărturisesc spre rușinea mea că nu intrasem niciodată. Până în ziua în care pregăteam campania pentru Magic Home, scaunul solidarității, și ideea exista, dar nu exista încă spațiul. Și mi-amintesc că era o zi relativ friguroasă în toamna anului trecut, mi-era o lene să ies din casă, trebuie să găsesc locul ăla, trebuie să-l găsesc. Așa că am luat-o la pas și în timp ce mă îndreptam spre Calea Victoriei, aproape de capătul ei, am început să încetinesc. Încet, încet, până m-am oprit. Habar n-am ce e aici, dar trebuie să intru. Și când am intrat aici, erau 3 doamne care ciocneau o cupă de șampanie. Și mă pregăteam să întreb dacă mă pot ajuta cu un număr de telefon al patronului, al celui care gestionează locul ăsta. Și la un moment dat, Andreea spune, te cunosc. Știu, v-au spart biroul, v-au spart sediul de la Magic Camp. Fii atentă, eu dacă vreodată o să pot să te ajut cu ceva, o să te ajut. Acum? Acum ce? Acum poți să mă ajuți? Cum explicăm? Și le-am pus un filmuleț cu... Aveam computerul la mine, am scos repede. Le-am plâns mult. Și am plâns și astfel dorința e gata. Adică în aceeași seară am avut și răspunsul, gata, facem. Și gata, asta a fost. Așa ne-am cunoscut. Lucrurile se întâmplă când oamenii potriviți vin împreună. Și cu cât suntem mai mulți cei care avem aceleași valori și mergem în direcția lor, cu atât lucrurile se schimbă mai mult în bine și mai repede. Cred că Bucureștiul a fost numit noul Berlin cu un sâmbure de adevăr, pentru că Bucureștiul este unul dintre orașele din Europa care chiar are o viață de artă super, din punctul meu de vedere. Există spații care se nasc, unele rezistă, altele nu. E bine că se tot nasc și se tot nasc. Există cumva niște generații care sunt diferite, care au o altă viziune super proaspătă și întâlnesc o grămadă de artiști care, nu știu, au în jur de 30 de ani și au studiat, nu știu, la Londra sau în locuri din astea și care au făcut expoziții incredibile peste tot și care sunt vânați și la noi sunt mai puțin cunoscuți și cumva cred că e important să existe o deschidere și aici, pentru că enclavizarea artei e greșită. Noi avem arta în ADN, știu că sună ciudat, dar partea asta estetică și arta există în noi. Când
oamenii primitivi mâncau și desenau, deci o avem. Și Bucureștiul are. Bucureștiul are partea asta de creativitate. Și din punctul ăsta de vedere, chiar cred că există speranță. Nu știu dacă există speranță pentru mine, pe timpul vieții, dar da, există o grămadă de artiști români super buni, tineri și mai puțin tineri, adică criteriul nu e tinerețea, criteriul este mentalitatea, deschiderea, creativitatea, inspirația, talentul. Sunt oameni foarte talentați care au nevoie de o șansă.